Cititul face diferența. De ce este important să citim? Cititul de la vârste cât mai fragede ajută la dezvoltarea creierului, a competențelor lingvistice, stimulează creativitatea și consolidează relația dintre părinte și copil. Cărțile oferă o oportunitate excelentă de a vorbi, de a povesti, de a inventa și de a ne conecta cu cei mici. Copiii sunt ca niște bureți care absorb practic tot ce se află în jurul lor, de la emoții, stări de spirit și până la limbajul verbal și non-verbal. Iar în timp ce le citim povești, mintea lor funcționează, le dă frâu liber imaginației, ascultă activ și învață din lecțiile pe care le învață și personajele. Ce cărți citim? Explorează cărțile. Creează pentru copilul tău oportunități de a explora lumea cărților. Vizitează librării sau alte locuri în care se află cărți pentru copii. Dă-i posibilitatea copilului de a alege cărți, îndrumându-l către cele potrivite vârstei lui. O carte potrivită copilului tău ar trebui să îndeplinească următoarele. Să trezească interes. La vârsta preșcolară, copiii sunt atrași de cărțile cu text puțin și multe ilustrații. Pe măsură ce se apropie de vârsta școlară, pot fi captați și de subiecte mai complexe. Accesibilitatea textului. Este important ca povestea să conțină cât mai multe cuvinte cu care copilul este familiarizat, ușurând astfel înțelegerea textului, chiar dacă pe parcurs vor exista și cuvinte care vor trebui explicate. Când citim? Creați un ritual. Citiți în fiecare zi. Profitați de orice oportunitate în care copilul este interesat de citit. Nu plecați de acasă fără un material de citit. Luați mereu cu dumneavoastră materiale de citit, creând astfel ocazii, chiar dacă sunteți în excursii, parcuri sau în săli de așteptare. Cum citim? Citiți cu expresivitate textul poveștii. Nu vă fie teamă să vă schimbați vocea, făcând astfel ca personajele să prindă viață. Ajută copilul să înțeleagă ce îi citești, explicându-i cuvintele noi. Faceți scurte pauze în timpul citirii, fără a întrerupe însă firul poveștii, pentru a aprofunda fragmentul citit prin comentarii ilustrațiilor. Aceste scurte pauze pot fi valorizate prin a-l antrena pe copil să facă predicții asupra evenimentelor care vor urma, precum și moment de clarificare a unor aspecte neînțelese. La final, puteți schimba rolurile, încurajându-l pe copil să vă citească el povestea, ghidându-se după ilustrațiile din carte. Credeți că ați terminat? După ce v-ați bucurat de momentul de lectură împreună cu copilul dumneavoastră, puteți continua experiența cu cartea adresând copilului câteva întrebări pentru a-l antrena să facă conexiuni, să-și exprime sentimentele referitoare la ceea ce i s-a citit. Ca de exemplu, cum te-a făcut povestea să te simți? Ce ți-a plăcut, displăcut din poveste? Îți amintește această poveste de o altă poveste? Ce te-a uimit pe parcursul poveștii? Te-a făcut această poveste să te gândești la ceva din viața reală? Care este partea ta favorită din poveste? Ce putem învăța din această poveste? Ce poveste ai alege în continuare? Începe de azi să citești. Cărțile deschid uși către lumi magice.